ziua și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Ana, iar astăzi vă facem împreună bomboane Raffaello. Pentru a vedea ingredientele și modul de preparare, vă rog să rămâneți alături de mine. Pentru rețeta mea de Raffaello aveți nevoie de 200 de grame fuji de cocos, 150 de grame ciocolată albă, 150 de grame migdale, 305 ml lapte condensat îndulcit și aparte încă 5 linguri de cocos. Fulgii de cocos eu i-am pus într-un vas. În acest moment, peste fulgii de cocos, adăugăm laptele condensat. Și încorporăm. Este o rețetă simplă, dar cu un rezultat foarte mare. Vă asigur că este foarte gustoasă. La noi în familie este una din rețetele preferate, fiind un dulce foarte bun, foarte gustos și rapid de făcut. Asta puteți să-l faceți chiar împreună cu copiii voștri acasă. Nu necesită mult timp și nici nu este greu. Laptele condensat și fulgii de cocos s-au încorporat foarte bine. În acest moment voi băga compoziția la frigider pentru aproximativ jumătate de oră. Compoziția mea stă jumătate de oră la frigider, iar în acest moment ne vom apuca să facem bomboanele Raffaello. Luăm din compoziție. În mijloc adăugăm o migdală. Formăm ca o bomboană. Și le punem pe platou. Eu am aici un platou peste care am pus hârtie de copt. Punem migdala în mijloc din nou. Le faceți mai mici, mai mari, după cum aveți timp, chef. Și până la urmă sunt în casă, iar cele în casă sunt cele mai sănătoase. Iar așa vom proceda cu toate până la final. Acum ne ocupăm de ultima parte a rețetei. Vom topi ciocolata pe baie de aburi. Ciocolata noastră s-a topit, iar acum vom trece fiecare biluță prin ciocolată, după care prin fulgi de cocos. Fix așa. Și o să ne iasă niște Raffaello foarte, foarte gustoase și extrem de fine. Ia să vedeți, v-am zis, e o rețetă simplă, nu e nimic complicat. Și așa procedăm până la final. Sper că cât de simplu se fac. Este o joacă de copil, cum îi spun eu. Le punem în bol. Trecem iarăși următoare bomboană. Thank you.
Bomboanele mele, Rafaela, sunt gata. Ia uitați-le cât de faine sunt. Iar gustul final ciocolatei le dă un gust și mai divin bomboanelor. Cine iubește cocosul, nu are decât să încerce această rețetă. Rețeta mea de bomboane Rafaela este gata. Nu rămâne decât să vă urez poftă bună și spor la treabă. Să le vedeți și mai bine pe lumină.